Teama de înșelare este îndreptățită. Există o înșelare lăuntrică, spirituală, părerea de sine, îngânfarea. Există și o înșelare exterioară care se manifestă prin lumini, sunete și anumite figuri. Călcați-le în picioare pe acestea. Sunt de la diavol. Diavolul i s-a arătat unuia și a început să strige Vine Hristos, vine Hristos iar acela i-a răspuns, Piei de la mine înșelare diavolească. Nu vine Hristos la mine că sunt cel mai păcătos. Despre faptul că la dumneavoastră lucrarea rugăciunilor între ce lasă o slăbiciune în trup, eu spun că nu trebuie să se întâmple acest lucru. Osteniți-vă în acest timp și în tot timpul să vă deșteptați inima prin frica de Dumnezeu, prin smerenie și prin căință. Poate că slăbiciunea va înceta, și rugați-l în același timp pe Domnul să o curme el. Faptul că aveți o greutate în cap atunci când vă rugați cu simțire, nu știu cum este. Rugăciunea înviorează simțirea, dar acest lucru la dumneavoastră este cumva diferit. Va trece, însă rugăciunea inimii este adevărata rugăciune. Lui Dumnezeu îi trebuie inima, după porunca lui, fiule, dăm inima ta. Domnul vă va da tot ce vă va trebui. Rugați-vă lui să vă învețe cum să procedați într-o situație sau alta, și el vă va învăța. Irascibilitatea dumneavoastră, uneori capricioasă, va trece, îndată ce vă veți deprinde să umblați în prezența lui Dumnezeu, sub ochiul lui cel la toate văzător. Ea vine din mândrie, dar smerenia o va izgoni, și de asemenea cu conștiința că în jurul dumneavoastră. Trebuie să răspândiți bunătate. Tot ceea ce mi-ați scris despre rugăciune este bine, dar faptul că uneori, în vremea rugăciunii, simțiți mișcările sângelui, va trece. Nu trebuie să încordați peste măsură inima, ci să lucrați cât mai simplu. Atunci, simțămintele pe care vi le va trimite Dumnezeu nu vor provoca nimic de genul acesta. Când se întâmplă așa rugați-vă ca Domnul și Îngerul Păzitor să potolească această mișcare și dacă vrășmașul se strecoară acolo, să-l izgonească. De înșelare n-are rost să vă temeți. Ea li se întâmplă celor care se mândresc, care încep să creadă că, dacă le-a ajuns căldura în inimă, acesta este sfârșitul de Dar acesta este doar începutul și poate că nu este trainic, căci și căldura și pacea inimii sunt firești, sunt rodul concentrării atenției. Trebuie să vă osteniți și iar să vă osteniți, să așteptați și iar să așteptați până când firescul va fi înlocuit de har. Cel mai bine este ca niciodată nimeni să nu socotească cum că ar avea ceva, ci întotdeauna să se vadă pe sine sărac, gol, orb și bun de nimic. Rugăciunea duhovnicească nu depinde de vreo încordare trupească, cum ar fi, de exemplu, presiunea atenției față de inimă sau constrângerea respirației și altele asemenea. Ea se săvârșește pe calea minții. Trebuie să o începeți prin umblarea în prezența Domnului și apoi predându-vă cu totul Domnului și însuflețindu-vă cu credința și nădejdea, să înălțați către el rugăciunea voastră, cât mai simplu copilărește În privința simțămintelor, cu acelea pe care vi le trimite Dumnezeu, cu acelea să vă mulțumiți. Lucrarea duhovnicească nu constă în extaz. Cea mai bună manifestare a ei este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Așa cum mi-ați scris că atunci când vă închipuiți că Domnul este prezent, este mai bine. Așa să faceți mereu. Cine a născocit acest lucru, să-ți ții atenția pe buze sau pe vârful limbii? Rău a născocit! Nu lua în seama așa ceva! Străduiește-te să stai cu atenția în inimă și nicăieri altundeva. Faptul că mintea, după câteva rugăciuni, fuge din inimă și se depărtează de pomenirea lui Dumnezeu, se întâmplă din cauza slăbirii atenției și a răcelii față de rugăciune. Sufletul nu prețuiește rugăciunea și se grăbește să se despartă de ea mai repede, murmăindu-o la întâmplare. Caută frica de Dumnezeu și împreună cu ea apucă de rugăciune și roagă-te neținând atenția îndreptată la sensul cuvintelor rugăciunii. Apoi rugăciunile scurte și rugăciunea lui Isus sunt folosite ca să înrădăcineze în inimă trăirea față de Dumnezeu și astfel să pironească atenția. Dar dacă ne vom purta cu nepăsare față de rugăciune, niciodată nu vom reuși. De asemenea, să ții minte că rugăciunea singură nu se află în desăvârșire, ci împreună cu toate virtuțile. În măsura desăvârșirii virtuților se desăvârșește și rugăciunea. Cele mai importante sunt frica de Dumnezeu, curăția, smerenia, căința, omorârea trupului și răbdarea, și mai ales dragostea. Când ele vor exista, vor apărea și toate celelalte, iar odată cu ele și rugăciunea. La întrebarea monahiei am răspuns din primele cuvinte. Uneori trebuie să ne rugăm cu cuvintele, alteori cu mintea. Trebuie doar să explic că nici cu mintea nu poți să te rogi fără cuvinte, numai că aceste cuvinte nu se aud, ci ele se rostesc tainic acolo, în leontro, în inimă. Mai bine zis, roagă-te uneori cu vocetare, iar alteori în gând. Trebuie să te îngrijești numai ca rugăciunea și cea rostită cu vocetare, și cea rostită în gând să iasă din inimă. Celelalte metode adăugate aici, și anume, Închizând ochii, strângând buzele și dinții, să rostești cuvintele rugăciunii fără să atingi limba de dinți, să-ți ții respirația, prin respirația nazală este și mai bine, și alte mijloace de acest fel nu sunt bune de nimic. Când rugăciunea este săvârșită din inimă, atunci totul se uităm. Dar cei fără experiență citesc aceste lucruri și încep să facă așa și să creadă că aceasta este rugăciunea adevărată. Întrebarea probabil se referea la rugăciunea lui Iisus. Câte teorii s-au născocit despre această sfântă rugăciune? Iar lucrarea este simplă. Să crezi că Domnul Iisus Hristos este unicul tău mântuitor. Dacă ai credință, strigă către El, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Dar deștepții au uitat de credință și toată atenția și-au oprit-o asupra cuvintelor. Și atunci au apărut în rândul lor diverse teorii și despre limbă și despre buze și despre respirație și despre cap și barbă și despre poziția trupului. Nu este nevoie numai de rugăciune, ci și de râvnă puternică pentru mântuire. Când ai această râvnă, ea te învață deja cum să procedezi. Și trebuie să-ți păstrezi conștiința curată. Acesta este principalul. În prima scrisoare îmi scrieți bine despre rugăciune, și anume că metodele folosite, felul în care se ține atenția și poziția care se dă trupului și anumitor mădulare ale lui, nu sunt lucrul esențial în rugăciune, ci cum îi este mai bine fiecăruia așa să-și facă. Cu privire la rugăciune, principala grijă este ca ea să vină din inimă. Adevărata rugăciune a inimii este darul Harului dăruit prin taina spovedaniei și a împărtășaniei. Și după trimiterea acestui dar, el se întărește prin aceleași taine, prin spovedanie și prin sfânta împărtășanie. Trăsătura distinctivă a acestui dar este neîncetarea rugăciunii, care se exprimă prin simțirea față de Dumnezeu, uneori prin cuvintele rugăciunii, alteori fără cuvinte. Ceea ce dă harul, o la dumneavoastră nici de cum nu poate da. Ea doar vă pregătește pentru primirea darului și, după primirea lui, îl întărește împreună cu tainele. Modul artistic al săvârșirii rugăciunii este descris la părinți ca un mijloc exterior și este subordonat lucrările untrice. Dar acum, în cea mai mare parte, oamenii își însușesc numai partea exterioară, nepăsându-le de cea lăuntrică. Abia, abia dacă apare o mișcare caldă în inimă și ei spun, Iată, mi-a dat Dumnezeu, și încep să-și facă părere despre sine. Apoi îi osândesc pe toți cei care nu folosesc acest mod artistic al rugăciunii, și nu numai pe ei, ci și cărțile bisericești de rugăciuni și pe cei care se țin cu strictețe de slujbele bisericești, străduindu-se să nu le neglijeze. Din această cauză li se curmă izbânda rugăciunile untrice și rămân numai cu lucrarea exterioară. Și viața duhovnicească încetează. Faceți bine și îngrijiți-vă mai mult de rugăciunea lăuntrică, desprinzând atenția de la cele exterioare osteneala rugăciunii duce la dobândirea darului rugăciunii. Am cercetat din nou scrisoarea stareților și răspunsul lor la întrebarea dumneavoastră, întrebarea despre metodele exterioare ale săvârșirii rugăciunii lui Iisus. Ați răspuns la răspunsul lor? Dacă nu, răspundeți așa. Deoarece metoda dumneavoastră de rugăciune nu ați putut-o justifica prin învățăturile părinților, refuz să vă urmez sfatul de teamă să nu nimeresc pe o cale greșită a inovațiilor false și fatale. Cu ele vrășmașul ne sapă groapa. Acelui frate tânăr căruia i-ați transmis metoda stareților, spuneți să renunțe la ea. Să trezească în sine duhul căinței și al smereniei și cu aceste simțăminte să se roage Domnului, stând cu atenția în inimă și, umblând totdeauna în prezența lui Dumnezeu și în pomenirea morții, să caute și să se roage pentru ceea ce a căutat și a găsit Maxim ca fsocalivitul. Aceasta este calea dreaptă. La el nu se vede nicio metodă deosebită, ci a existat numai dorul după acel bun pe care, în cele din urmă, l-a dobândit. Bunul acela este focul duhovnicesc și este cu totul altceva decât acelea care iau naștere prin metodele stareților sau oricare alte metode. Când Domnul dă acest har, atunci totul merge altfel și rugăciunea lui Iisus începe să sune altfel. Rugăciunea lui Iisus, săvârșită cu credință într-o simplitate a inimii, întotdeauna este mântuitoare de suflet. Vătămătoare pot fi mijloacele artistice legate de ea, de acestea trebuie să vă păziți. Se poate să nu izbândiți dintr-o dată în această rugăciune, dar fiecare să se deprindă de la început să se roage din inimă cu rugăciunile rânduite și cu rugăciunile din biserică. Apoi, când observați că cineva începe să se adâncească în rugăciune, puteți să-i propuneți să facă rugăciunea lui Isus neîncetat și în același timp să păstreze pomenirea lui Dumnezeu împreună cu frica și Evlavia. Rugăciunea este cel din tâi lucru. Principalul care se caută prin rugăciune este dobândirea acelui foc care i-a fost dat lui Maxim ca Focul acesta nu se atrage prin niciun mijloc artistic, ci îl dăruiește în chip liber harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o steneală a rugăciunii, precum scrie Sfântul Macarie. Dacă voiești să dobândești rugăciunea, spune el, ostenește-te în rugăciune. Dumnezeu, văzând cu câtă o sărdie cauți rugăciunea, îți va da rugăciunea. Aceasta este calea lui Maxim Cafsocalevitul. Doi ani s-a frământat căutând rugăciunea și a primit darul rugăciunii. Aceasta să o spuneți tuturor, dar să adăugați că locașul rugăciunii este inima curată, conștiința împăcată, râvna pentru toate virtuțile și sădirea lor în inimă. Nebunia din precina rugăciunii lui Iisus poate apărea atunci când, făcând această rugăciune, omul nu renunță la anumite păcate și obiceiuri păcătoase pe care le o sândește conștiința. În acest timp, în lăuntru se produce o mare nenorocire și o mare neurânduială care gonește toată pacea inimii. Din această pricină, capul poate ameți și ideile pot ajunge la tulburare și rătăcire. A face rugăciunea lui Iisus, așa cum toți suntem deprinși să facem, este un lucru bun. În mănăstiri, aceasta este ca o datorie. Ar mai săvârși o călugăre dacă ea ar fi o primejdie? Primejdioase sunt acele mijloace artistice, care au fost născocite și aplicate acestei rugăciuni. Ele, pe unii îi duc în înșelare, iar pe alții, e de mirare, la o stare permanentă de poftim. De aceea trebuie să le interzicem, și pe toți să-i îndemnăm să cheme într-o simplitate a inimii numele cel prea dulce al Domnului. Ceea ce mi-ați scris despre unii săvârșitore ai rugăciunii lui Isus, care pun mâna pe masă și își adună atenția sub degete, reprezintă niște ciudățenii. Ciudățenie este și faptul că cineva lovește cu degetele mâinii drepte în palma stângă și acolo își adună atenția și așa se roagă. Mi-ați propus să vă explic lucrarea rugăciunii, dar nici nu am ce să vă explic. Stați cu mintea în inimă înaintea feței Domnului și strigați către El, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta este o la rugăciunii. În funcție de o sârdia cu care se ustenește omul, Domnul, văzând o îi dă rugăciunea duhovnicească cea care este rodul Harului Sfântului Duh. Aceasta este tot ce trebuie spus și înțeles despre rugăciunea lui Iisus. Iar toate celelalte născociri sunt de prisos. Vrășmașul este cel care ne distrage de la adevărata rugăciune. A pune pe piept un ștergar umed, cineva dintre nevoitorii de astăzi, așa facem. Și mi-a scris într-o scrisoare. Dar aceasta nu se referă la lucrarea rugăciunii, ci la acele situații în care se înfierbântă sângele inimii datorită săvârșirii artistice a rugăciunii ca să micșoreze fierbințeala sângelui. Această fierbințeală nu este un fenomen duhovnicesc, ci trupesc și provine din întrebuințarea fără măsură a mijloacelor artistice în rugăciunea lui Isus. Se ascunde în aceasta și faptul că ei socotesc că săvârșirea artistică a rugăciunii lui Iisus este principalul lucru și căldura inimii față de fierbințela sângelui în acest timp este adevărata rugăciune duhovnicească a lui Iisus. Cine gândește așa este în înșelare. Anumite mișcări în trup și în duh au loc datorită rugăciunii, dar nu la toți rugătorii sunt la fel, ci la unii sunt într-un fel, iar la alții sunt în alt fel. Prin urmare, nu avem de ce să ne oprim la ele. La unii nu există nicio particularitate, ci rugăciunea merge liniștit cu toată puterea chiar. Și acesta este cel mai bun și mai sigur lucru. Ce este rugăciunea? Șederea cu mintea înaintea lui Dumnezeu în inimă, aducând laudă, mulțumire, cerere și căință sinceră. Totul aici este duhovnicesc. Rădăcina acestora este frica plină de evlavie față de Dumnezeu, din care vine credința în Dumnezeu, lăsarea în voia lui Dumnezeu, nădejdea, alipirea de Dumnezeu prin simțământul dragostei și uitarea față de toată creația. Când rugăciunea este în putere, toate aceste simțăminte și mișcări duhovnicești sunt prezente în inimă, în puterea corespunzătoare. Citiți rugăciunile sfinților care au ajuns până la noi, pătrundeți în ele și veți vedea că toate acestea în ele sunt dovezi ale stărilor de pline de rugăciune. Vă repet, totul aici este duhovnicesc: din Dumnezeu iese și la Dumnezeu mergem. Cum se întâmplă acest lucru? Sfântul părinte intră în inimă, se adâncește în contemplarea tainelor credinței sau a tuturor tainelor sau numai a uneia, pune în mișcare simțămintele arătate mai sus și le revarsă în rugăciune noi citim aceste rugăciuni, ajungem la o dispoziție asemănătoare, fie în parte, fie în întregime, și dobândim starea sufletească cuvenită. Prin repetarea deasă a acestui lucru se educă în noi rugăciunea duhovnicească neîncetată și se întărește dispoziția neîncetată de rugăciune, care este de fapt rugăciunea neîncetată. Totul aici este duhovnicesc, spiritual și vine de sus în jos, ce legătură are cu acestea rugăciunea lui Isus? Care este o rugăciune verbală? Aceeași legătură pe care o are și acea căldură care se dezvoltă în lăuntrul inimii și în jurul ei, datorită lucrării acestei rugăciuni. Deprinderea de a ne ruga nu se formează dintr-o dată, ci este nevoie de multă usteneală și silire de sine. Iată, tocmai la această usteneală a formării deprinderii de a ne ruga cel mai bine ajută rugăciunea lui Iisus și căldura care o însoțește. Bagă de seamă că ele sunt doar mijloace, nu lucrarea în sine. Este posibil să ai și rugăciunea lui Iisus și căldura, dar rugăciunea adevărată să nu ai. Este ciudat acest lucru, dar așa este. Când ne rugăm, trebuie să stăm cu mintea înaintea lui Dumnezeu și numai la El să cugetăm. În același timp, în cap se îngrămădesc neîncetat felurite gânduri și distrag mintea de la Dumnezeu. Pentru a învăța mintea să stea într-un singur loc, sfinții părinți foloseau rugăciuni scurte și se deprindeau să le rostească neîncetat. Această repetare neîncetată a rugăciunilor scurte ținea și mintea în cugetarea la Dumnezeu și alunga și toate gândurile străine. Aceste rugăciuni scurte erau felurite, Sfântul Casian spunea că în Egipt toți aveau următoarea rugăciune. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne să-mi ajuți mie, grăbește-te! Sfântul Ioanic ierostea neîncetat, Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă slavă ție! Altcineva spunea, eu ca un om am greșit, însă tu ca un Dumnezeu îndurător miluiește-mă! fără îndoială, foloseau și alte rugăciuni scurte. La noi s-a instaurat în chip deosebit și a intrat în obicei rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătusul. Iată ce este rugăciunea lui Iisus. Este o rugăciune verbală, una din rugăciunile scurte, ca și toate celelalte rugăciuni scurte. Menirea ei este să țină în minte numai un singur gând, gândul la Dumnezeu. Cel ce se deprinde cu această rugăciune și o săvârșește așa cum trebuie, are cu adevărat pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu. Deoarece pomenirea lui Dumnezeu în inima cu adevărat credincioasă este în mod firesc însoțită de simțăminte religioase ale evlaviei, nădejdii, recunoștinței, lăsării în voia lui Dumnezeu și alte simțăminte, care sunt tot duhovnicești. Noi spunem că rugăciunea lui Iisus, care se naște și menține pomenirea lui Dumnezeu, este rugăciune duhovnicească. Și aceasta este pe drept atunci când ea este înconjurată de acele simțăminte duhovnicești. Dar când nu este însoțită de asemenea lucrări, rămâne doar o rugăciune verbală ca oricare alta de acest fel. Așa trebuie să gândim despre rugăciunea lui Iisus. Acum, ce înseamnă căldura de care este însoțită săvârșirea acestei rugăciuni? Pentru ca mintea să stea într-un singur loc în timpul săvârșirii rugăciunii scurte, trebuie să o ducem cu atenția în inimă, căci, rămânând în cap, unde se produce îmbulzeala gândurilor, ea nu reușește să se concentreze într-un singur punct. Când atenția se coboară în inimă, ea atrage acolo, într-un singur punct, toate puterile Sufletului și ale Trupului. Această concentrare a întregii vieți omenești într-un singur loc se resimte îndată acolo printr-o senzație deosebită. Și această senzație este începutul căldurii viitoare. Senzația aceasta, care la început este ușoară, se amplifică din ce în ce mai mult, se fortifică, se adâncește și dintr-un simțământ rece, cum este la început, devine un simțământ cald și ține atenția asupra ei, și se întâmplă astfel că la început atenția este ținută în inimă prin încordarea voinței, iar prin puterea ei atenția naște căldura în inimă. Iar căldura aceasta ține apoi atenția fără vreo încordare deosebită a ei. Apoi ele se sprijină una pe alta și trebuie să rămână nedespărțite, căci împrăștierea atenției răcește căldura, iar împuținarea căldurii slăbește atenția. De aici reiese legea vieții duhovnicești. Ține în inimă simțirea pentru Dumnezeu și vei avea întotdeauna pomenirea lui Dumnezeu. Aceasta a exprimat-o undeva Sfântul Ioan Scărarul. Acum se pune întrebarea, este duhovnicească această căldură? Nu, nu este duhovnicească. Este obișnuită, este trupească. Dar pentru că ține atenția în inimă, și prin aceasta ajută la dezvoltarea mișcărilor duhovnicești arătate mai sus, ea se numește duhovnicească. Totuși, numai în cazul în care nu este însoțită de dulceața poftei, oricât de ușoară ar fi ea, ci ține sufletul și trupul în stare de trezvie. De aici reiese următorul lucru. De vreme ce căldura care însoțește rugăciunea lui Iisus nu este însoțită de simțăminte duhovnicești, nu trebuie să o numim duhovnicească, ci simplă căldură trupească. Și ea, fiind astfel, nu este rea dacă nu intră în legătură cu dulceața poftei, oricât de ușoară ar fi ea. Dar dacă intră în această legătură, este rea și trebuie alungată. Această greșeală apare atunci când căldura umblă mai jos de inimă. A doua greșeală apare atunci când, îndrăgind această căldură, reducem totul la ea fără să ne îngrijim de simțămintele duhovnicești și nici măcar de pomenirea lui Dumnezeu, ci numai de această căldură. Această greșeală este posibilă chiar dacă nu la toți și nu întotdeauna, ci din când în când. Trebuie să observăm acest lucru și să-l corectăm, căci în acest caz va rămâne numai căldura tropească a sângelui. Nu trebuie să socotim această căldură ca fiind duhovnicească, sau rod al harului. Duhovnicească se poate numi căldura aceasta numai atunci când este însoțită de mișcările duhovnicești specifice rugăciunii. Cine o numește în absența lor duhovnicească, acela face o mare greșeală. Iar cine o numește rodul harului, face o și mai mare greșeală. Căldura care se datorează harului este deosebită și ea este, de fapt, duhovnicească. Ea este independentă de trup și nu produce în trup schimbări vizibile, ci se manifestă printr-un simțământ dulce și fin. În funcție de aceste simțăminte, fiecare poate determina și deosebi ușor căldura. Acest lucru trebuie să-l facă fiecare. Altceva străin nu are loc aici. Dacă uneori au loc mișcări trupești sau anumite senzații în timpul rugăciunii și căldurii, nu trebuie să le dați atenție. Ele nu au legătură cu esența rugăciunii și sunt diferite la diferite persoane. Toată atenția sunt dreptați către lucrările și simțămintele duhovnicești. Ele vor trece prin suflet și trup ca o răcoare plăcută de dimineață.